And I know she'd be the death of me. At least we both be known. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we both be beautiful and stay forever young. This I know. She told me to worry about it. She told me to worry no more. We both know we can't go without it. She told me never. I can feel my face when I'm with you. But I love it. Bogdan Ioan. Mulțumim baletului. Unde plecați, fetelor? Cum apar eu pe scenă, fug fetele. Asta a fost coreografia ta, Smiley. E una proastă. Da, așa e. Mulțumim baletului Anturaj, condus de Cristian Miron. Asta e coreografie. Mulțumim, fetelor. Bun. Și acum, până îmi recapăt și eu vocea, vorbi cu Tudor Chirila. Eu? Da, nu, eu. Eu ce? Mi, eu, tu. Felicitări, Bogdan. A fost un moment bun. Nu cred că a fost cel mai bun moment al tău, ca să fiu onest. Pe de altă parte, tu ai un avantaj extraordinar în acest concurs, pentru că ai cel mai bun, cea mai bună audiție și probabil cea mai virală, nu, Smiley? Da. Audiție de până acum. E și un lucru bun, e și un lucru rău. Trebuie să te bați cu momentul ăla. Probabil că dacă ajungi în finală te vei bate cu Michael Jackson, ceea ce va fi o bucurie pentru toată lumea. Eu mi-aș fi dorit un pic ca cântecul ăsta să se ducă într-o un pic altă direcție, dar este o chestie subiectivă. Înțeleg rațiunea din spatele lui. Ești o voce excelentă, categoric. Și cum eu contabilizez amintiri, rămân cu momentul ăla în care noi, antrenorii, am fost acuzați că am reacționat exagerat, dar faptul că tu ai făcut 100 de milioane de vizualizări
demonstrează că, de fapt, ăla a fost un moment în care noi n-am reacționat deloc exagerat. Felicitări! Mulțumim mult! Au reacționat exagerat aia de pe YouTube! Da! Uitându-se în halul ăsta! E lumea rea! Da, măi, așa da. E! Noroc că Irina Rimes atât de bună! Eu sunt bună, da, deloc! Serios? Dar bine, o să fiu bună cu Bogdan pentru că merită, că mi-e așa de drag de băiatul ăsta. Și ții minte, ne-am bătut cu toții pentru tine în audiții, deci, dar acum, sinceră să fiu, că a fost război, nu? Că cumva mă bucur, cumva mă bucur că ești la Smiley în echipă, pentru că să-i dai piese unuia dintre concurenții care a marcat cu prestația lui de la audiții cel mai mult, este o treabă foarte, foarte grea. Foarte grea. Și îmi place că Smiley se descurcă cu ea maxim. E, o fi experiența, o fi viziunea. Se mai salvează cu baletul. Mersi. Andra. Ei, nu-mi fac griji pentru Smiley, care experiență e de atâția ani aici la Vocea României. Ca dovadă se descurcă minunat. Dar el a și zis atunci, după blinduri. Vedeți că va fi foarte greu. Bine că e la mine când mă voi descurca cu el. Felicitări. Mi se pare că ai găsit varianta corectă, știi? În momentul în care ai o voce care seamănă foarte bine și toată lumea o asociază cu Michael Jackson, trebuie să te duci în zona aia. Weekend, The Weekend e în zona aia. Și ți-a ieșit foarte bine. Bravo. Sau Bee Gees. Da. Sau... Dă idei, hai, dă idei. Dă idei pentru finală, Bee Gees. Sau Bee Gees, de ce nu? Că cred că e... Pentru că el are falsetul pe care numai Bee Gees îl are. Bine, acum să nu intrăm și în Trăistariu. Deci poți să-i dai tornero. Mă bucur că ai mei colegi mă ajută să aleg piese pentru finală deja. O voce ca lui Bogdan este foarte rară. Dovadă că sunt puțini soliști care cântă notele pe care le cântă el. Și destul de greu de ales piese pentru o asemenea voce, că n-ai multe exemple în lume. Eu mă bucur foarte tare că am ocazia să lucrez nu numai cu o voce, dar cu un tip care cântă, dansează, știe să se poziționeze pe scenă, știe să se prezinte. Adică meseria mea nu e foarte grea, trebuie doar să aleg piesele care îți trebuie ție și care te pun pe tine în valoare. Și am ales piesa asta de la The Weeknd pentru că, după părerea mea, tot albumul de pe care piesa asta e un omagiu adus lui Michael Jackson și lui Prince. Te-ai bucurat foarte tare când ai auzit că îți dau piesa asta. Și să știi că eu îmi mențin părerea. E foarte greu pentru o voce să strălucească pe o piesă dinamică. E mai simplu să fie o piesă dramatică, unde ai note lungi, unde ai amplitudine. Aici trebuie să te și miști, trebuie să și cânți, trebuie să ai suflu. Și tu ai făcut treaba asta în seara asta, îți mulțumesc. Ești foarte bun și lăsăm oamenii de acasă să decidă cine merge în finală. Poți mai face o recomandare? Ziceți. Repede, repede, Tudor, repede, repede, repede. Repede. Orice Daft Punk de pe Random Access Memories. Haide, bă, One, că two, three. Bogdan Ioan, dacă vreți ca vocea lui să fie în finală, votați-l cu textul Bogdan la numărul 1200 sau online pe vocearomâniei.protv.ro. Mulțumim, Bogdan Ioan.